Vom continua tutorialul de unde am rămas. Vom monta părțile componente ale puișorului. Voi coase aripile. Le voi pune un pic în sus, în felul acesta. Va lua un pic de timp și acesta. Drept să vă spun, eu sunt deja înghețată de frig de când stau aici și lucrez. La mine este rece, foarte rece dimineața și seara, și așa cum vă spuneam, sunt deja înghețată de frig. Am câteva ore de când stau așezată, dar sper că ceea ce am lucrat astăzi să vă placă. Sper să vă fie de folos, de ajutor. Așa cum spuneam, mă adresez foarte mult doamnelor începătoare, pentru că urmează sărbătoarea Paștelui și cred că fiecăreia dintre dumneavoastră îi va face plăcere să lucreze și un puișor. Acum voi fixa un pic mai sus aripioara. Sper că vedeți ceea ce lucrez. În felul acesta. Și voi ascunde firul. În felul acesta voi coase și cea de-a doua aripioară. Voi ieși cu firul undeva într-o parte și voi coase. Am tăiat firul, deci prima aripioară am montat-o. Acum o voi monta pe cea de-a doua. Vom fi atente să fie la aceeași înălțime, la aceeași distanță. Ați văzut cum am cus prima, dumneavoastră veți face cea de-a doua. Lucrăm singure. Acum voi monta piciorușul. Pentru picioruș, o bucățică de sârmă un pic mai groasă, am îndoit-o în felul acesta. Apoi o voi introduce în lăbuță, pentru că va fi nevoie să dăm stabilitate puișorului să stea în picioare. Deci am introdus-o aici în lăbuța lui. Deasupra vom introduce partea galbenă, care face legătura între corp și lăbuță, în felul acesta. Voi coase. Voi uni cele două părți, una de cealaltă. Dăm stabilitate puișorului să stea în picioare. Știți că de multe ori un fir de sârmă este necesar chiar și la jucăriile, la păpușelile amigurumi, nu doar un fir, mai mult, pentru a da stabilitate. Așa procedăm și aici. Vom uni părțile între ele.
vă spun, eu tremur de frig. Nu știu acasă cum sunteți dumneavoastră, dar eu una sunt congelată deja. Așa, am cusut în felul acesta. Așa se prezintă. Acum voi ascunde firul. Sper foarte mult să vă placă, sper foarte mult să vă fie de ajutor. În cazul în care este ceva care nu ați înțeles, nu ezitați să-mi scrieți în comentariile pe YouTube, eu vă voi răspunde. În același timp, ce vreau să vă rog, doamnele care sunteți... aveți prietenia pe Facebook cu mine, vă rog să vă activați și Messenger-ul, pentru că pe Messenger mai ușor reușesc să vă răspund la problemele pe care le aveți. Am încercat foarte mult acum câteva zile să contactez o doamnă, pentru că nu găsea a doua parte a unui tutorial și... nu reușeam pentru că nu mi-a dat via liberă pe Messenger. De moment ce îmi cereți prietenia, puteți folosi și Messenger-ul, pentru că așa luăm legătura mult mai ușor. Deci, după ce am cusut această parte, vom veni aici dedesubt și vom atașa și acest picioruș, o introduce firul de sârmă în modul în care se dau stabilitate și voi coase partea galbenă. Voi coase de corpul puișorului în felul acesta. Nu este greu, chiar dacă vi se pare, dar să știți că nu este greu. După cum ați văzut, eu un picioruș deja l-am lucrat, ca să nu ne prelungim și cu acest tutorial foarte mult. De aceea vă arăt doar o parte din ceea ce fac, pentru că este egal. Deci în modul în care fixăm un picioruș, în același mod fixăm și pe cel de-al doilea. Acum voi ascunde firul. În același timp îi voi da și stabilitate, bineînțeles. Voi scoate de câteva ori. Care îl voi scurta. În felul acesta. Am realizat și piciorușele.
cum vedeți, puișorul nostru a prins, formă. Acum ceea ce urmează să facem este să punem ciocul și ochișorii. Pentru cioculeț, din nou voi pune firul în ac. În interior voi pune un pic de, melană. Apoi îl voi aplica exact aici pe, mijloc și încet, încet îl voi coase. Îl voi așa de corp. Sper că se vede ceea ce lucrez. Felul acesta am făcut și cioculețul. Voi ascunde acest capăt de fir plecându-l din nou ascunzându-l în felul acesta. Iar acum îi vom pune ochișorii. Și pentru ochișori voi folosi ochișorii cumpărați și cu ajutorul lipiciului lichid îi voi aplica. Cred că fetele mele sunt îngrijorate că nu, le-am chemat astăzi. Voi aplica un ochișor aici. Apoi voi pune și celălalt. Sper să nu mi se lipească degetele. Da. În felul acesta. Vom face un ciuf în mijlocul căpușorului, un ciufuleț.
vom completa scrisorul. Ciculețul vă face chiar aici în mijloc, pentru că aici vreau să stea. Și pe el în felul acesta, și acesta este puișorul nostru. Eu sper că să vă fi fost de ajutor, să vă placă ceea ce am lucrat astăzi. Acesta este puișorul nostru. Voi face și fotografii pe care le voi pune pe pagina grupului. Sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și noi ne vom reîntâlni cât mai curând. O zi bună tuturor, weekend plăcut și spor la lucru, spor în tot ceea ce faceți. Dacă vă place ceea ce lucrez, vă rog foarte mult să, dacă din întâmplare vedeți lucrările mele, să dați un like, un comentariu, să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș, cine nu este înscris, și în felul acesta să putem să continuăm această colaborare. Așa arată din profil puișorul. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc din nou multă sănătate și ne vom reîntâlni cât mai curând. La revedere!